Arcadie Foșnea de la Crama Mircești a înțeles că pentru a asigura succesul propriei afaceri trebuie să mizeze pe turism. Împreună cu alți antreprenori din regiunea Ungheni, au pus bazele unei asociații care ar promova turismul în zonă. Inițial, adică eram mai puțin și necesitatea de a crea asociația, deci ca și cu mătru, deci împreună suntem mai puternici. Un instrument mai puternic de promovare, de a atrage fonduri pentru dezvoltare, pentru a comunica cu donatori, cu parteneri. Și deja avem primii pași făcuți, deci este asociația, avem deja primele granturi câștigate, care acum se implementează și valorificăm potențialul local. Membrii asociației sunt micii producători locali din domenii cât mai diverse, dar care pot oferi turiștilor o experiență unică. Unul din colegii este un crescător de animale, deci caprini, care are și o producere de cașcavaluri din caprini, iogurturi, care are și o pensiune mică. Este unul din parte de la Slobăzie Măguri sau tot alături la Măgurele, da? Și aproape de deal, vorbim despre dealurile Măguri, o doamnă care se ocupă cu albinăritul, cu plantele medicinale. Regiunea Ungheni are mult potențial turistic încă neexplorat, spune Arcadie Foșnea. De aceea, membrii asociației au planuri mari. Ne-am inspirat de la colegii noștri din străinătate, cei și României sau Spania, care foarte, foarte bine au dezvoltat, de exemplu, prin asociații, traseele turistice, în primul rând, drumețiile. Deși majoritatea destinațiilor turistice se orientează spre turiștii de peste hotare, la Crama Mircești se atestă tot mai mulți vizitatori din raioanele țării, în special după pandemie. Aceștia sunt interesați să cunoască întreaga regiune. Chiar astăzi dimineața am avut o discuție cu agenții și ei au auzit tot din diferite declarații de-a mele despre o biserică veche, cea mai veche biserică din lemn care este în apropiere, stație, Mietim și așa mai departe. Și au venit tot felul de întrebări, cum le putem integra. Veniți la fața locului, mergem la fiecare, discutăm și să vedeți că e posibil și să vedeți că și după timp, că ei își fac griji cum să umplem o zi cu servicii, deci turistice și deci facem de exercițiul ăsta în practică. Așa am ajuns să funcționeze deja.